Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. S-ar putea ca azi să nu găsiți prea ușor motivația pentru a fi productivi la locul de muncă sau pentru a vă implica în proiecte noi. Există anumite lucruri pe care le puteți face pentru a vă spori inspirația, însă acestea țin de activitățile din timpul liber. Optați pentru o vizită la muzeu sau pentru o piesă de teatru, un film bun sau o carte și s-ar putea ca ideile să apară într-un timp foarte scurt. Trebuie să fiți conștienți că acționând ca niște roboței, nu veți putea da randament la infinit. S-ar putea să vă simțiți presați de către cei din jur atunci când trebuie să luați o decizie, însă nu este nimic greșit în a analiza situația cu mai multă atenție înainte să ajungeți la o concluzie. Horoscopul zilei Taur. Chiar dacă slujba voastră este una ce aduce un venit stabil, s-ar putea ca oportunitățile de la locul de muncă să nu vă satisfacă. În acest caz, ați putea căuta soluții în compania la care lucrați sau să optați pentru o nouă companie sau o nouă carieră. Orice decideți să alegeți, cei dragi vor fi alături de voi și s-ar putea chiar să vă propună o soluție. Totuși, este recomandabil să gândiți foarte bine un astfel de pas. Astăzi s-ar putea să aveți probleme digestive, așa că stați departe de mâncărurile condimentate puternic și încercați să beți cât mai multe ceaiuri, în special cel de mentă. S-ar putea ca astăzi să fiți foarte norocoși pe plan financiar. Horoscopul zilei Gemeni. S-ar putea să fiți nevoiți să lucrați alături de persoane cu care nu vă înțelegeți de obicei. Acesta va fi un test pentru răbdarea voastră, însă priviți situația drept o oportunitate pentru a le dovedi superiorilor că aveți simțul diplomației și că vă puteți descurca și în situații mai dificile. Este posibil să aveți probleme cu dinții, iar durerile de măsele sunt foarte greu de tratat. Nu așteptați ca problema să devină de nesuportat și programați-vă din timp la un control. Partenerul nu pare fi dispus să ajungă la un compromis atunci când trebuie să luați o decizie, ceea ce ar putea să vă frustreze. În general, încercați să fiți mai atenți la detalii. Horoscopul zilei Rac. Este posibil ca un prieten să vă contacteze astăzi pentru a vă cere o favoare. În funcție de solicitări, decideți cât mai obiectiv cum ar trebui să acționați. Nu vă lăsați influențați de sentimentalisme. S-ar putea să dați de dificultăți atunci când sunteți nevoiți să urmați un tratament, însă va trebui să perseverați. În aceste zile veți fi mai preocupați decât de obicei de aspectul vostru. Acest lucru s-ar putea datora unui potențial partener în viața voastră, ceea ce va determina să vă îngrijiți de felul în care vă prezentați. Deși aveți parte de multe oportunități la locul de muncă, s-ar putea ca rolul să nu fie ceea ce vă doriți sau să nu aveți parte de proiectele la care vă așteptați. Aveți puțină răbdare. Horoscopul zilei Leu. Astăzi veți fi prinși în activități care vă vor lumina viața și vă vor da mult de gândit. Veți fi puși în situația de a vă reevalua, de a vă pune ordine în priorități. Poate chiar veți descoperi un hobby care să vă facă plăcere și care chiar v-ar putea aduce profit. Sau poate vă veți gândi să vă lansați într-o activitate ceva mai deosebită, plină însă de satisfacții neașteptate. Având în vedere că sunteți conservatori din fire, veți fi surprinși să vă vedeți adoptând o serie de idei oarecum radicale, însă care vor merita să fie puse în aplicare. Chiar dacă modalitățile pentru a face asta nu vor fi chiar la îndemână, este bine să vă gândiți la această variantă. Horoscopul zilei Fecioară. S-ar putea ca una din grijile voastre din ultima vreme să fi fost situația financiară. Astăzi veți reuși să vă puneți ordine în buget, ceea ce vă va ajuta să vă simțiți mult mai calm și echilibrați din punct de vedere emoțional. Se anunță tensiune între colegii de la locul de muncă. Este posibil ca sfârșitul de lună să aducă noi proiecte și foarte mult stres, ceea ce îi va determina pe ceilalți să fie mai puțin răbdători și mai sensibili atunci când vine vorba de critică, chiar dacă aceasta este constructivă. Încercați să fiți mai atenți la semnele oferite de către organismul vostru atunci când ceva nu funcționează corect. Horoscopul zilei Balanță. Astăzi veți reuși să vă apropiați de un prieten după o conversație lungă, în care veți depăna amintiri și veți trezi emoții uitate. S-ar putea ca lucrurile ce sunt menite să ajungă la voi să se piardă pe drum, cum ar fi un colet sau poate chiar un apel de la cineva drag. Deși vă dați toată silința la locul de muncă, s-ar putea să observați că în ultima vreme stagnați. Este posibil să aveți în această perioadă parte de multe surprize din partea cuiva,
ceea ce ar putea duce la infiriparea unei frumoase povești de dragoste. Deși nu v-ați pus în minte să intrați într-o relație, s-ar putea ca un eveniment de astăzi să vă schimbe părerea. Horoscopul zilei, Scorpion. Vă aflați într-o perioadă foarte bună pentru a semna contracte sau pentru a face investiții pentru viitor, ceea ce va face din voi angajați de valoare la locul de muncă. S-ar putea să intrați în conflict cu un prieten în urma unei discuții dificile, însă acest lucru se poate remedia dacă alegeți să ajungeți la un compromis. Astăzi veți fi lipsiți de energie, dar și de inspirație. S-ar putea ca rutina să vă afecteze chiar dacă considerați că un program clar definit vă poate ajuta. Încercați să aduceți puțin entuziasm în lucrurile pe care le faceți zi de zi și veți observa cum sunteți mult mai veseli, dar și mai mult productivi și eficienți. Horoscopul zilei, Sagitător. În această perioadă, ar trebui să vă dați toată silința pentru a duce un proiect personal la capăt. S-ar putea ca spațiul în care lucrați să nu vă ofere aceeași inspirație ca înainte sau să nu vă sporească deloc productivitatea, însă există soluții simple. De exemplu, încercați să încorporați o plantă sau optați pentru o agendă cu design mai interesant. Partenerul vostru se confruntă cu anumite probleme la locul de muncă, ceea ce ar putea duce la o stare de tensiune acasă. Dacă nu reușiți să vă înțelegeți cu copiii, ați putea opta pentru o activitate în aer liber, însă doar atunci când vă puteți despărți de muncă sau de telefonul vostru pentru câteva ore. Încercați să le acordați celor mici toată atenția voastră. Horoscopul zilei, Capricorn. Încercați să fiți mai sinceri față de partener, chiar și atunci când greșiți. Cei dragi vor aprecia faptul că admiteți că ați greșit, în special deoarece acest lucru este dificil pentru voi. S-ar putea ca anumite măsuri pe care le-ați luat pentru sănătatea voastră să nu fie îndeajuns pentru a vedea rezultate. Dacă vă doriți să vedeți o îmbunătățire, încercați să renunțați complet la un obicei nesănătos. Deși nu veți avea parte de probleme la locul de muncă, s-ar putea să observați că unii colegi par a fi mult mai rici ca înainte. Nu lăsați acest lucru să vă afecteze, deoarece este puțin probabil ca voi să fiți vinovații. Horoscopul zilei, Vărsător. Deși apelați la ajutorul celor dragi, atunci când aveți nevoie de un sfat, s-ar putea ca aceștia să nu ofere opțiunile pe care vi le doreați, ci unele total diferite de cei ce gândiți voi. În această perioadă s-ar putea ca rutina să fie lucrul care va ajuta să rămâneți echilibrați chiar și în fața unor situații dificile. Folosiți-vă de oportunitatea de a învăța ceva nou atunci când aceasta se ivește. Veți fi deschiși noilor subiecte, iar acest lucru ar putea fi un prilej pentru a evolua personal și profesional. Încercați să vă bucurați de fructele și legumele de sezon pe cât posibil și astfel să înlocuiți anumite alimente care nu sunt la fel de nutritive. Horoscopul zilei, Pești. Astăzi veți reuși să luați o decizie importantă pentru viitorul vostru, însă aceasta ar putea fi contestată de cei din jur. Nu vă lăsați influențați de opiniile celorlalți, în special dacă nu știți ce este mai bine pentru voi. S-ar putea să vă bucurați de o promoție la locul de muncă sau cel puțin de noi proiecte sau clienți. Oricum, contextul astral va susține pozitiv evoluțiile din acest plan al vieții voastre. Deși v-ați pus în plan să petreceți mai mult timp practicând un sport, este posibil ca programul încărcat să nu vă permită acest lucru. Dacă vă doriți să evitați un stil de viață sedentar, încercați să practicați pilates sau gimnastică ușoară acasă. Horoscopul zilei de azi.